Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. 4 oameni au murit, iar alți 4 au fost răniți azi noapte la Iași după ce o șoferiță beată a intrat în ei. Comisia Europeană recomandă aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. Consiliul European va discuta acest lucru săptămâna viitoare. Fiscul ia la puricat averile românilor. De la 1 iulie încep controlele inspectorilor, iar cei la care se va merge prima dată sunt cei cu mașini de zeci de mii de euro, dar care în acte apar săraci și cu datorii. S-a urcat băută la volan și a semănat moarte în Iași după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de o casă, iar apoi a intrat în 7 muncitori care lucrau pe o șosea din oraș. Vorbim de o femeie de 43 de ani, mama unui copil care a luat 4 vieți. Alți 3 muncitori au ajuns la spital, unul în stare gravă. Femeia a fost audiată și reținută pentru 24 de ore. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere din zona, a fost devastator. Șoferița a intrat într-o curbă cu viteză foarte mare, a pierdut controlul direcției, s-a izbit de colțul unei clădiri și apoi a ricoșat într-un grup de muncitori aflați la lucru. Momentele care au urmat au fost dramatice. Am 47 de ani de muncă, așa ceva n-am văzut. Am mai avut accidente, dar 3 oameni morți pe trotuar și ceilalți în asta, nu mi-am putut imagina niciodată că se poate întâmpla. Această echipă a avut comandă de la primărie să execute o lucrare la numărul păcurare numărul 77. Cei 7 bărbați angajați la o companie care se ocupă de întreținerea străzilor încercau să izoleze un canal când au fost izbiți în plin. 4 dintre ei nu au avut nicio șansă, iar pentru alți 3, medicii au făcut imposibilul pentru a-i stabiliza. Cel mai grav, un bărbat de 43 de ani, în stare de șoc traumatic, cu leziuni la nivelul lombar și cu ruptură de splină, cu fractură de bazin și fractură de humerus, a fost dus din urgență în sala de operație. Rănită în accident a fost și șoferița. Polițiștii au așteptat să-i se ofere primul ajutor și apoi au testat-o cu aparatul alcool test. Femeia băuse, avea 0,42 în aerul expirat. A avut subiție în 0,13. La nu știu ce oră, la 10, cam așa seara. Și ce i-a spus? A văzut tot că se clătina sau ce? Cam așa, nu e clătina. Era zâmbăreață. Băuse? Probabil. În urma impactului, 4 persoane au decedat, iar alte 4 persoane au fost rănite. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Și Inspectoratul Teritorial de Muncă face verificări, deoarece este vorba despre un accident colectiv de muncă. Inspectorii s-au prezentat la locul accidentului, au constatat faptul că acel accident se încadrează în accident colectiv de muncă, având în vedere legea 319, care spune că la peste 3 persoane decedate în timpul muncii este considerat accident de muncă. După ce a fost dusă la spital pentru a-i se preleva probe biologice, femeia a refuzat internarea și a dispărut. Polițiștii au căutat-o ore întregi. Într-un final au găsit-o. Femeia le-a spus sec că a fost la cumpărături. A fost dusă apoi la audieri. Tragedie la Alba Iulia. Un copil de doar 15 ani a murit după ce s-a urcat pe vagonul unui tren să-și facă un selfie. Adolescentul s-a electrocutat, iar medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face ceva pentru el. Nu este însă prima oară când copiii își pierd viața în această zonă din același motiv, o poză pentru Facebook. Fericit că a terminat cu examenul de capacitate, băiatul în vârstă de 15 ani a mers împreună cu un coleg în gara Bărăbanț din Alba Iulia. Voiau să-și impresioneze prietenii virtuali cu o poză inedită. Băiatul s-a urcat pe unul din vagoanele trase pe o linie secundară pentru a-și face poza. În câteva secunde, acesta s-a prăbușit la pământ, electrocutat. Era încăpcat de respirator acolo în trășină. Păi am făcut manevrele de resuscitare, dar, adică în ciuda la o oră jumate, nu-și reveni, nu avea surf, toată. Specialiștii spun că, în mod normal, distanța dintre partea superioară a trenului metalic și linia de medie tensiune este foarte bine calculată, astfel încât să nu se producă descărcări electrice. Dacă cineva se urcă pe acel vagon, atunci el, de fapt, preia potențialul nul al pământului și îl duce în imediata vecinătate a
conductorului electric. Cine se urcă acolo, evident, are anumite emoții. Și atunci, fiind emoționat, orice om transpiră, devine, din punct de vedere electric, un conductor mult mai bun decât atunci când este în stare normală. Și atunci, fiind și un mai bun conductor, descărcarea poate avea loc mult mai facil. Poliția a deschis un dosar penal. Din cercetările efectuate de către polițiștii Serviciului Transporturi, a rezultat că minorul s-ar fi urcat pe un vagon aflat în componența unui tren de marfă, împrejurare în care a fost electrocutat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Nu este prima dată când adolescenții își pierd viața sau sunt grav răniți pentru că se urcă pe trenuri pentru o poză. Ultimul caz a avut loc în gara Fetești, iar victima a fost un copil de 12 ani. Din fericire, acesta a supraviețuit, însă a rămas cu arsuri pe aproape 80% din suprafața corpului. Mână, gură, picior, așa se numește o boală extrem de contagioasă care face ravagii printre copii. Cum se manifestă și ce sfaturi au medicii pentru părinți, aflați însă în câteva minute în Jurnal. Fiscul ia la puricat averile românilor. Primii la care vor merge inspectorii sunt cei cu mașini de zeci de mii de euro, dar care în acte apar săraci, lipiți pământului și cu datorii pe deasupra. De la 1 iulie încep aceste controle. Până acum, ANAF a găsit peste 500.000 de persoane care au încercat să fenteze statul și n-au plătit impozite proporțional cu sumele din conturi. Este o jignire pentru oamenii cinstiți care muncesc greu, uneori de dimineața până seara, să vadă că în jurul lor alții își cumpără case care sunt vânduri pe soare, își achiziționează mașini exorbitant de scumpe și n-au lucrat o zi în viața lor și n-au plătit un impozit. Nu vom sări nimic. Vom începe de la cel mai mare în jos până la cel mai mic. Este doar una dintre amenințările șefului fiscului pentru românii care cred că pot scăpa de plata taxelor și impozitelor, pozând în persoane sărace. Și nu sunt puțini cei care încearcă asta. Au acumulat 561.000 de persoane o diferență între veniturile estimate de noi și veniturile declarate și impozitate de 20 de miliarde de euro. De la 1 iulie însă fiecare contribuabil va fi controlat ce venituri declară și cât în fapt îi intră în cont. O analiză ANAF arată că o bună parte din cele peste 500.000 de persoane suspecte că au venituri nedeclarate sunt din București. Capitala este urmată de Cluj, Iași și Galați, unde s-au găsit cei mai mulți evazioniști. Acțiunea are un scop precis, colectarea de bani la buget. Dacă românii și-ar plăti la zi taxele, bugetul de stat ar fi considerabil mai mare. Gradul de colectare însă este mic. De bine sunt și legile prea permisive, spun analiștii economici. Trebuie să reformăm pe cât se poate sistemul fiscal din România înainte de a scoate bâta din dulap. Sunt o grămadă de lucruri neclare în legislația fiscală din România, o grămadă de exonerări, excepții, o spune chiar și Fondul Monetar Internațional. Nu e atât de clară comunicarea pe care o face ANAF cu contribuabilul, modul în care face declararea acestor venituri prin intermediul declarațiilor sale. Sunt foarte stufoase, sunt foarte greu de urmărit, chiar și de către un specialist. În 2019, România a avut un grad de colectare de 26,8% din PIB, cu mult mai puțin față de media europeană. Aproape jumătate dintre podurile rutiere aflate în administrarea Companiei Naționale de Drumuri au nevoie de reparații. 53 dintre ele sunt într-o stare avansată de deteriorare, iar asta înseamnă pericol iminent pentru șoferi. De cealaltă parte, cei de la Compania Națională de Drumuri spun că nu există însă pericolul ca vreun pod să se prăbușească, cum s-a întâmplat la Neamț. Sunt mii de poduri în România care au nevoie de reparații și zeci de poduri a căror structură de rezistență este sub semnul întrebării. Unele dintre ele se dezintegrează văzând cu ochii, iar dacă pietonii evită să le traverseze, șoferii sunt efectiv îngroziți. S-a făcut expertiză și s-a dus la concluzia că e doar pe un singur sens e sigură circulația pe el la ora actuală. Astfel de poduri sunt la Suceava, Cluj și chiar Timișoara, iar unele dintre ele, vechi de zeci de ani, au fost doar o singură dată reparate. Cei de la Compania Națională de Drumuri spun că aceste poduri sunt monitorizate permanent. Când se știu drumurile naționale, au monitorizat conform normativelor podurile din 6 în 6 luni și de câte ori este nevoie. Acele poduri care sunt într-o stare de degradare mai mare sunt monitorizate permanent, practic, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă cu ele și
care este situația lor. La nivel național sunt 4482 de poduri administrate de CNAIR. Ele sunt încadrate în 5 clase tehnice. Primele două categorii sunt ale podurilor în stare bună și foarte bună. Restul, adică mai mult de jumătate, au toate nevoie de reparații, iar 53 dintre ele sunt în stare avansată de degradare. Cu toate astea, reprezentanții companiei ne asigură că riscul ca unul dintre ele să se prăbușească este inexistent. Modul în care sunt construite este mai sigur decât în cazul celui de la Neamț. Se întâmplă cu podurile noastre ceea ce s-a întâmplat la Neamț, eu spun că este exclus din punctul meu de vedere. Practic acel pod, dacă vă uitați la el, seamănă foarte mult cu podul de la Genoa care a căzut în urmă cu câțiva ani. Practic un astfel de pod este ținut în 8 cabluri. În momentul în care un cablu se rupe sau cedează, se petrece o succesiune de evenimente în cascadă, rapid, care duc, de fapt, la ceea ce vedeți la Neamț. Podurile noastre nu sunt elegante, nu arată frumos ca design, n-au un design spectaculos, dar sunt sigure. Mare parte dintre aceste poduri sunt incluse în programe de reabilitare. Altele, cum este cel de la Cosmești, va fi înlocuit cu un alt pod construit de la zero. Perioada ultimilor 10 ani este cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor înregistrate vreodată în România, chiar dacă în aceste zile plouă abundent. Și anul acesta, din păcate, culturile de cereale vor avea de suferit, spun autoritățile. Din cauza lipsei de precipitații, fermierii vor produce cu 1 milion de tone mai puțin grâu față de anul trecut. Acest lucru se simte deja la raft, unde prețul pâinii a crescut cu cel puțin 30%. Cele mai afectate zone sunt Moldova, Bărăgan și Dobrogea. Florin Cocoș este unul dintre agricultorii care a mizat pe o recoltă bună și bogată de grâu pe cele 30 de hectare pe care le lucrează. A investit peste 4.000 de lei pentru fiecare parcelă, iar acum nu știe dacă reușește să scoată măcar un sfert din banii cheltuiți. Dar acum cum este crescut, uitați, e aproape zero. Mai aveți ce culege? Nu, no, dar nici nu-l prinde combina. Bani pierduți? Nu că numai bani pierduți, toate muncile care le-am făcut, toate sunt zadar. În Vrancea s-au semănat aproape 40.000 de hectare de cereale. La mijlocul lui iunie, grâul trebuia să aibă până la 80 de centimetri înălțime, iar spicul să depășească 8 centimetri. Ce recoltă estimați? Recolta poate să fie undeva între 35 și 50%. Și calitatea? Calitatea va fi slabă. Din aceeași motiv, lipsa precipitațiilor. Oamenii spun că cel puțin în această zonă culturile puteau fi salvate dacă s-ar fi irigat cu apă din râul Pudna, adusă prin canalul Sturza, canal de care nu s-a mai interesat nimeni de 30 de ani. Uitați, e sec. Ăsta nu-i bob crescut. Lipsa precipitațiilor pune sub semnul întrebării și recoltele de porumb și floarea soarelui. Problema a fost anul acesta, spre exemplu, că n-am avut zăpadă. Zăpada este extrem de importantă pentru agricultură, pentru că se așează, oferă protecție plantelor peste perioada iernii, în timpul sezonului rece și apoi, odată cu venirea primăverii, duce apă treptat, oferă apă treptat plantelor exact în momentele în care au nevoie cea mai mare. Meteorologii vorbesc despre un fenomen de deșertificare al României. Ultimii 10 ani au fost cei mai călduroși din istoria măsurătorilor. Și în perioada următoare, vremea se va încălzi considerabil din cauza unei mase de aer tropical care traversează teritoriul țării. Siguranță, fenomenul de secetă se va accentua în următorii ani și din cele 10 luni parcurse până în prezent din acest an agricol, doar în 2 luni, decembrie și respectiv aprilie, am avut cantități de precipitații peste norme. Autoritățile încearcă să găsească soluții pentru mediu și încălzirea globală. Ziua de 17 iunie este Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertăciunii. Siguranța alimentară va fi în pericol dacă se generalizează fenomenele de secetă și de deșertificare. O să fie din ce în ce mai mulți ani, medie, pe 10 ani sau pe 20 de ani, cu secetă pronunțată sau chiar severă. Tocmai de aceea măsurile trebuie implementate cât mai urgent. Avem 8 județe cu un procent de suprafață împădurite sub 10%. Potrivit Ministerului Agriculturii, în 2021 România a produs peste 11 milioane de tone de grâu, în timp ce consumul intern a fost de doar 2,5 milioane de tone. Vladimir Putin este din nou sfidător la adresa întregii omeniri. Uniunea Europeană și-a pierdut în totalitate suveranitatea, a spus liderul de la Kremlin. Putin spune că Rusia nu este de vină pentru creșterea prețurilor la energie și nici pentru celelalte probleme economice cu care se confruntă acum întreaga lume. Acestea n-au fost cauzate de operațiunea militară specială pe care Rusia o are în Ucraina, a adăugat acesta în discursul de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.
Sancțiunile sunt o sabie cu două tăișuri. Ele pot face mai mult rău celor care le impun. Și nu vorbesc numai despre cele impuse pe termen scurt. Știm de la lideri ale țărilor europene, de la discuții informale, ei discută despre prospecte alarmante. Ei cred că sancțiunile pot fi impuse nu doar Rusiei, dar oricărei țări care e în defavoarea lor. Mai devreme sau mai târziu, sancțiunile pot fi folosite chiar și împotriva membrilor UE și a companiilor europene. Până acum nu s-a ajuns la asta, dar economia europeană a suferit o lovitură și a creat o singură. Uniunea Europeană și-a pierdut în totalitate suveranitatea economică și politică. Deteriorarea situației economice nu s-a produs în ultimele luni. Cred că acest lucru este de mare importanță. Acest lucru nu este rezultatul a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Nu este nici rezultatul operațiunii militare speciale a Rusiei în Donbas. Oricine spune acest lucru dorește să inverseze adevărul. Acțiunile noastre din Donbas nu au nicio legătură cu asta. Comisia Europeană recomandă ca Ucraina și Republica Moldova să devină țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. După recomandarea Comisiei Europene, statele membre ale UE vor trebui să decidă în unanimitate cu privire la următorii pași. Cererile de aderare ale celor două state vor fi analizate la următorul Consiliu European care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Președintele României l-a primit pe majestatea sa Filip, regele Belgiei, la baza 57 aeriană Mihail Gogălnicianu din județul Constanța. Pe lângă convorbirile oficiale, cei doi șefi de stat s-au întâlnit cu militarii români belgieni și din celelalte țări aliate. Bună ziua! Regele Filip al Belgiei a aterizat la ora 12 pe aeroportul Gogălnicianu și, după un scurt moment oficial derulat în fața gărzii de onoare, s-a retras la discuții private cu președintele Klaus Iohannis. Vizita suveranului belgian s-a desfășurat pe fondul unui dialog la nivel înalt și al cooperării româno-belgiene în domeniul militar și în contextul participării regatului Belgiei cu 300 de soldați la grupul de luptă NATO din România. Este foarte important de menționat că cei 300 de militari belgieni care se află în baza militară de la Mihail Gogălnicianu aici participă împreună cu armata română la foarte multe exerciții de antrenament în mai multe poligoane din țară. We had a lot of interaction with the Romanians in Smaran, in Babarag and in Chingur. It's been 3 months for now for the Belgian troops and we have trained a lot with other nations, so the Romanian, the US and the French army, and it's very, we enjoy to train with other nations, it's important and it is we learn a lot. Președintele Iohannis și regele Filip al Belgiei au discutat despre criza din Ucraina și impactul său multidimensional. În contextul crizei umanitare provocate de agresiunea armată a Federației Ruse, cei doi lideri au avut pe agenda de lucru și măsurile de asistență pentru Ucraina și sprijinirea refugiaților ucraineni, inclusiv prin hub-ul umanitar de la Suceava. Regele Belgiei a discutat cu militarii belgieni, a luat masa cu ei și le-a mulțumit pentru prezența lor pe frontiera estică a Alianței NATO. Your presence here, soldiers from 7 NATO countries far from home in sometimes difficult conditions, proves that the solidarity of an alliance is measured in critical moments. Majestatea voastră, vă adresez mulțumirile României pentru contribuția importantă a militarilor belgieni la prezența NATO din țara noastră. Cei doi șefi de stat au abordat și întărirea sprijinului pentru Republica Moldova, în condițiile în care aceasta se confruntă cu provocări multiple generate de efectele agresiunii ruse împotriva Ucrainei, inclusiv găzduirea unui număr foarte mare de refugiați. Civilii care au supraviețuit masacrului din Irpin au ajuns să stea în vagoane de tren special amenajate pentru ei. Rămași fără locuință și fără tot ce au strâns de viață, oamenii se întreabă acum cât timp va fi nevoie să trăiască așa. În Severodonetsk, luptele continuă, orașul este acum centrul celor mai dure confruntări. Aproximativ 10.000 de civili rămân captivi în oraș fără nicio speranță de a fi evacuați prea curând. 10.000 de civili rămân încă blocați în Severodonetsk din cauza bombardamentelor care nu permit evacuarea acestora. Mulți dintre ei sunt adăpostiți în buncărele de sub uzina chimică Azot. Civilii trăiesc acum de pe o zi pe alta. Rușii își continuă atacurile și în Donetsk și Nicolaev, unde bombardează pentru a distruge, fără a avea însă o strategie anume.
rușii au însă în vizor, mai ales în această perioadă, pe soldații străini care luptă în Severodonetsk. În Harkov, cel puțin 10 case au fost avariate în urma bombardamentelor. Guvernatorul regiunii a descris atacurile drept crime de război ale ocupanților ruși. În Irpin, orașul sinonim cu masacru, civilii care au supraviețuit trăiesc acum în vagoane de tren, transformate în locuințe temporare. Deși au supraviețuit bombardamentelor, oamenii nu pot uita clipele de groază prin care au trecut. Cu 26 mei, І всі ми стали живі. Повтікали, повибігали, хто кого побудив. Роз'їжджались. Попали снаряди і все загорілося, все загоріло дотла. Все імущество, все нажите за всі роки. Недовго, тому що хочеться додому. Atacurile rușilor s-au intensificat în ultima perioadă, iar Volodymyr Zelensky vorbește chiar despre posibilitatea unui nou atac dinspre Belarus. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că alianța este pregătită să ofere asistență substanțială și fără precedent Ucrainei, dar și întărirea prezenței militare pe flancul estic. So NATO must maintain credible deterrence and strong defense with substantial strengthening of our presence, capabilities and readiness. This will mean more NATO forward deployed combat formations to strengthen our battle groups in the eastern part of the alliance. Marea Britanie și arată și ea sprijinul pentru Ucraina. Țara primește astăzi mai mulți reprezentanți ai țării invadate și lideri de afaceri pentru a găsi un mod prin care companiile britanice să poată ajuta la reconstruirea infrastructurii din Kiev. Madridul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice și militare chiar din ultimii 10 ani. Pe 29 și 30 iunie va avea loc în capitala Spaniei summitul NATO. Peste 5.000 de participanți din 40 de țări vor dezbate strategia militară a blocului Nord-Atlantic în contextul invaziei ruse în Ucraina. Mai multe despre eveniment, dar și despre măsurile deosebite de securitate luate acolo, aflăm de la corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Da, unul dintre cele mai importante evenimente istorice din ultimele zeci de ani, găzduite de Madrid, summitul NATO, peste 5.000 de participanți, 40 de delegații din țări diferite, atenție, numai 30 sunt membre NATO, restul sunt invitate special, cum sunt invitate și Finlanda și Suedia, care așteaptă la acest summit o invitație formală, oficială, de integrare rapidă în Alianța Nord-Atlantică. O invitație a primit și președintele Zelensky, care nu a zis nici da, nici nu deocamdată, dar în condițiile în care va zice da, rămâne de văzut care vor fi măsurile de siguranță speciale, specifice, pentru a-i se garanta securitatea. Măsuri de securitate care se aplică, cum este normal pentru un astfel de eveniment, la nivelul întregului Madrid, 36 de milioane de euro a costat acest moment, această operațiune de securitate. Sunt 6.400 de polițiști, 2.400 de jandarmi, membri ai Guardia Civil, de asemenea sunt foarte multe trupe antitero împrăștiate în tot orașul și, bineînțeles, echipele de securitate proprii fiecărei delegații. Cetățenii Madridului sunt rugați ca în perioada 27-30 iunie să-și limiteze deplasările în oraș pentru că vor fi restricte de circulație și dacă sunt obligați să o facă sau este absolut necesar să meargă cu mijloacele de transport în comun. De asemenea, firmele care au această posibilitate sunt sfătuite, rugate să facă teletrabaho, cum se numește aici, adică să ofere angajaților posibilitatea de a lucra de acasă. O altă chestiune foarte importantă este faptul că se vor relua controlele vamale. Pentru o scurtă perioadă de timp, Spania va face rabat de la normele Schengen și va controla intrările și ieșirile în țară, tocmai pentru a evita intrarea unor persoane sau a unor lucruri care ar putea pune în pericol această reuniune atât de importantă și istorică. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Ca tulburător în Suceava, o femeie care ar fi intrat în depresie a locuit timp de mai mulți ani izolată de lume în podul casei alături de trei câini în condiții mizerii. La Galați, tot o femeie cu probleme psihice terorizează de luni întregi un cartier. Despre cele două cazuri discutăm în câteva minute în jurnal. O boală virală face ravagii în special printre preșcolari. În plină vacanță au ajuns să stea izolați în casă timp de 10 zile alături de părinților. Vorbim despre gură-mână-picior, o boală extrem de contagioasă, asemănătoare cu varicela. Boala se răspândește cu repeziciune, iar medicii fac un apel și la părinți pentru a respecta izolarea.
Sunt sute de părinți în Iași disperați în aceste zile după ce s-au izolat împreună cu copiii lor în case după ce micuții au făcut boala. Debutul este brusc, spun specialiștii. Ca și celelalte viroze, debutează cu febră, cu o stare generală influențată, copilul refuză să mănânce și apar la una-două zile de la febră erupțiile, care sunt caracteristice, să zicem. Întâi sub formă de leziuni roșii, niște macule, apoi apar veziculele. În timp ce unii părinți s-au speriat că simptomele seamănă cu varicela sau chiar cu variola maimuței, alții sunt prudenți. Dintre copiii noștri nu, însă în familie am auzit. Și cum s-a manifestat? Bubițe pe gură, pe limbă, mânuțe, picioare și în special pe zonele fix așa cum spune boala. Înțeles că apare peste tot, e foarte dureros, nu poate să mănânce copilul. Știți cum ar trebui să vă protejați, adică copilul să aibă grijă? Normal, igienă. Specialiștii spun că micii pacienți pot fi tratați acasă cu antitermice, paracetamol și sau ibuprofen, soluție sau gel de afte bucale și multe lichide. În niciun caz cu antibiotice. Sunt cazuri simple, ușoare, care pot fi tratate de părinți la domiciliu și sub supravegherea medicului de familie, dar la urgențe ajung pacienții deshidratați, care au nevoie de reechilibrare hidroelectrolitică. Specialiștii insistă să fie reținut faptul că este vorba de o boală contagioasă, iar contagiozitatea este de circa 7-10 zile, motiv pentru care un astfel de caz trebuie neapărat izolat la domiciliu. Caz tulburător într-o localitate din județul Suceava. O femeie a locuit timp de mai mulți ani izolată de lume în podul casei alături de 3 câini. Condițiile în care aceasta trăia alături de 4 pezi erau puțin spus inumane. Femeia ar fi intrat în depresie acum câțiva ani și, deși a fost internată o perioadă, medicii n-au mai putut să o țină în spital pentru că aceasta nu este înregistrată având vreun handicap. De la externare a ales să ducă o viață mizeră, în condiții inimaginabile, fără apă, lumină sau baie, într-o încăpere de doar câțiva metri pătrați. În ultimii 3 ani, femeia de 52 de ani se izola adesea în podul unei anexe din gospodărie, unde rămânea pentru perioade îndelungate. Apropiații îi spun că reacția aceasta apărea fie atunci când se certa cu concubinul, care este și tatăl celor 3 copii ai ei, fie atunci când trecea prin anumite crize. În acte, femeia nu suferă de vreo boală și, deși în trecut a fost dusă la spitalul de psihiatrie din Câmpul Lung moldovenesc, la scurt timp aceasta a plecat, neputând fi forțată să rămână internată. Din ce am discutat cu cei de la primărie, au mai încercat să interneze, a mai fost internată, dar la fel, dacă a cerut externarea, i s-a dat drumul. În ultimii 3 ani a fost ruptă de civilizație, neavând apă, lumină sau utilitățile necesare, iar nevoile fiziologice le-a adunat în sticle și pungi. Din câte am înțeles de la primărie, concubinul ei, nici el n-avea acces la ea, ea s-a autoizolat cumva. Adică îi ducea de mâncare, mă rog, că dacă stătea acolo izolată, ea nu trăia. Dar îi ducea de mâncare și ea acolo a vrut să stea singură, cine știe. Totul până ieri, când una dintre fiicele femeii, întoarsă din străinătate, a decis să facă o sesizare la Poliția Animalelor, deoarece, pe lângă faptul că se chinuia pe ea însăși, femeia ținea lângă ea, în podul casei, și 3 câini, care ajunseseră să se sălbăticească. Era singura modalitate prin care femeia putea fi scoasă din acel loc. În acest caz, problema nu sunt câinii, nu sunt animalele, problema lor este soluționată, ci este cazul acestei femei. Veniți că sunt doar eu, fără poliție, fără nimic. Cei 3-4 pezi despre care copiii femei au reclamat că sunt chinuiți prin acest trai au fost salvați de cei de la casa lui Patrocle, tot ei fiind și cei care au făcut cazul public. Hai, mă băieți. Autoritățile locale spun că acest caz le era cunoscut de mult timp, însă atât ei cât și familia femeii erau depășiți de situație. De lungul timpului, primăria i-a amenajat femeii o cameră unde să poată locui, însă aceasta a refuzat să ducă un trai decent. Am pregătit o cameră, am văruit-o, am introdus atacul în casă, am achiziționat cu chivete niște mobilier, vase, tacâmuri, tot ce trebuie acolo pentru o gospodărie am pregătit noi și am rugat să trăiască într-un mod civilizat. Femeia a fost preluată de acasă de o ambulanță, care a dus-o la urgențe, la spitalul din Vatra Dornei, de unde a urmat să plece la Câmpul Lung moldovenesc, la psihiatrie, pentru ca medicii să o poată trece printr-o expertiză.
O femeie fără adăpost terorizează de câteva luni un întreg cartier din Galați. A distrus până acum două autoturisme. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Femeia în vârstă de 29 de ani are, se pare, probleme psihice și în loc să fie internată în spital, umblă pe străzi, iar oamenii se tem să nu fie și ei atacați. La secția 1, Poliție Galați, se află deja în lucru un dosar penal în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Polițiștii urmează să propună măsura internării medicale a femeii. Majoritatea taberelor administrate de direcțiile județene de tineret și sport sunt în paragină de foarte mulți ani, iar altele care funcționează la capacitate redusă au condiții precare. În județul Vrancea, toate sunt o ruină și e valoros doar pământul de sub ele. Însă și cele care funcționează, cum ar fi în județul Bihor, au foarte puțini vizitatori. Legea care mai însuplețește puțin situația taberelor școlare le va oferi părinților posibilitatea să le ofere copiilor un tichet de masă în valoare de 30 de lei primit de la stat. Doar că taberele funcționale din România le poți număra pe degete la această oră. În județul Vrancea, trei tabere erau recunoscute pentru condițiile de cazare și peisajele de vis: Soveja, Cotești și Galaciuc. La Soveja, tabăra putea găzdui 100 de elevi într-o serie, cazați în cabane cu până la 10 paturi. Acum e o ruină și doar amintirile îi mai năpădesc pe foștii pionieri. Ați crescut aici în Soveja? Am crescut aici. Ați venit și în tabără cumva? Da. Și cum era? Toate căsuții erau frumoase, erau îngrijite, acum s-au dărâmat toate. În altă tabără, la Cotești, găsim geamuri sparte, pereți năruiți și ierburi care cresc pe cei 7000 de metri pătrați. La Cotești este în conservare, ca să nu spun degradare. Au fost alocați bani de investiții din 2011. Da, era bucătărie, era dormitoare, era cazare, era personal. Am fost față din 98 până acum vreo 7 ani în urmă. De ce ați plecat de aici? A spus că nu mai are bani și plăiați cu un palic aici, un om de servicii aici. Tot în Vrancea, directorul Direcției de Tineret și Sport se luptă să țină pe linia de plutire tabăra de la Galaciuc, care a funcționat în pandemie și ca spital pentru COVID. 0 lei. Deci noi nu avem buget pe instituție. Zile trecute ne-au venit niște sume de bani pe care le vom da pe utilități. Cu foarte mari greutăți, în Bihor funcționează în acest moment 4 tabere. Una este chiar în Oradea, aproape de Băile Felix. Oamenii de aici sunt de părere că aceste vouchere i-ar putea ajuta puțin pe părinți, însă nu ar schimba foarte mult. În mod sigur, acest tip de ajutor pentru domeniul nostru al taberelor pentru elevi și studenți, cred că ar ajuta cel puțin la fel de mult cât au ajutat în dezvoltarea și susținerea turismului românesc în general. În ultimii ani s-au făcut și investiții aici. În camere avem facilități cum e televizorul, frigiderul, în unele camere aer condiționat și, bineînțeles, Wi-Fi. Totuși, pentru a atrage pe tineri din fața ecranelor mobile, cei care administrează baza le-au creat și condiții pentru a face sport în timpul petrecut la Oradea. Așa că au construit o sală de forță, numai bună pentru relaxare. O zi aici costă 100 de lei, sumă în care este inclusă și mâncarea de 3 ori pe zi. Anul acesta avem rezervări deja pentru 551 de copii. Pe lângă condițiile de cazare și mâncare, tabăra de la Oradea le oferă celor mici și două terenuri de tenis aflate în curtea complexului, unde se pot juca în voie. În plus, tabăra este chiar în centrul orașului, foarte aproape de toate obiectivele turistice importante. Din păcate, mai mult de jumătate din taberele școlare din România sunt în paragină și multe dintre cele care încă funcționează nu au fost dezinfectate, după ce au trecut prin ele sute de pacienți bolnavi de COVID. O singură lună au funcționat cursele de agrement pe Dunăre puse la dispoziție de Municipalitatea din Brăila. Cele două vase de croazieră au fost reparate din bani europeni, iar autoritățile se aștepta la un adevărat succes. Nu s-au gândit însă că vor avea de întâmpinat o problemă gravă, lipsa de personal pentru aceste embarcațiuni. Acum fac un apel către cei care ar putea și ar vrea să se angajeze. Brăila a asigurat de 3 ani curse de agrement pe Dunăre cu navele Chira Chiralina și Lacul Sărat. Ambele nave erau ale Municipalității Brăilene. Au fost reparate cu bani europeni și reprezentau pentru oraș un punct de atracție. Acum aceste croaziere s-au oprit pentru că nu mai există personal, timonieri și capitani. Cu siguranță nivelul de salarizare impus de legislația română și au plecat la
privat la mai bine, că nu pleacă nimeni la mai rău. În condițiile actuale, când legislația nu permite modificarea salariilor de la buget, marinarii au migrat către societățile private, iar primăria a scos pentru a șaptea oară posturile la concurs, fără succes însă. Autoritățile brăilene fac un apel public la cei care ar putea ocupa aceste funcții. Aș vrea să fac un apel la telespectatorii dumneavoastră, dacă au cunoștință sau sunt în posesia unor brevete de timonier sau capitani, îi așteptăm să înscrie la concurs. Nu mai vin un personal calificat care să stea aici și să iasă la pensie, fiindcă salariul este foarte mic. Cursele fuseseră reluate în 2019, oprite de pandemie și reluate anul acesta. Din păcate au funcționat o singură lună, timp în care au fost foarte căutate de turiști, datorită prețului care începea de la 15 lei. În luna în care am efectuat curse de agrement, peste 2200 de cetățeni au beneficiat de câte o oră de relaxare pe Dunăre. Mulți dintre ei veniți și din alte localități, Galați, București, Ploiești, Focșani. Cred că o să fie cel puțin o dezamăgire pentru cei care obișnuiau să fie. În general pentru copii, că erau copii mici care se duceau. În rest, adus nu prea. Mai mult cei în vârstă și cei care au copii. Da. Trebuia păstrată și varianta aceea, poate mai puțin luxoasă, să fie și privați cu vapoare mai luxoase. E loc pentru toată lumea și m-aș duce, deci cu bucurie m-aș duce. În acest moment și la Galați și la Brăila, singura variantă de plimbare pe Dunăre rămâne cea a operatorilor fluviali privați. Prețurile sunt însă inaccesibile pensionarilor sau familiilor cu mai mulți copii. Să-l vezi pe Tom Hanks nervos, el fiind calm din fire, e chiar ceva neobișnuit. Și totuși s-a întâmplat după ce soția lui a fost împinsă involuntar de unul dintre fanii care îl așteptau să iasă dintr-un restaurant. Cum a reacționat actorul? Vedeți însă imediat după publicitate, revenim în 3 minute. Actorul Tom Hanks a avut o ieșire nervoasă seara trecută după ce soția lui a fost împinsă involuntar de unul dintre fanii care îl așteptau pe acesta să iasă dintr-un restaurant din New York. Starul de la Hollywood este auzit în înregistrare când strigă la oameni și chiar înjură. How you doing? Be careful, Tom. Watch out, move. Hey, wait. Stop it. What are you doing? Back the f*** off. What are y'all doing? What are you all doing? People are crazy. Knock it over my wife. Yeah, they're bugging. Sorry to talk about that. Really? These people are... Come on, man. Sorry about that, Tom. Ieșirea nervoasă a lui Tom Hanks este una neașteptată. Cunoscut ca un om calm, ieșirea a fost pusă totuși pe baza stresului și a problemelor medicale prin care trece acum. Recent, acesta a fost surprins în timp ce nu își putea controla tremurul mâinilor în timpul unui discurs. Privește omul și realizările lui, nu scaunul pe care stă. Este mesajul pe care gala Atypic Beauty a vrut să-l transmită. 12 oameni în scaun cu rotile au fost modele pentru o seară și au defilat pe podium demonstrând că nu există piedici, ci doar motivație. Scaunul cu rotile nu a mai fost un impediment pentru modelele care au defilat pe podiumul Atypic Beauty. Îmbrăcate de un designer și însoțite de o vedetă, modelele au simțit, pentru o seară, că sunt în centrul universului. Întotdeauna am apreciat femeile care sunt puternice, femeile care știu să fie frumoase în orice condiție s-ar afla și, într-adevăr, este un eveniment extrem de emoționant, cu atât mai mult pentru mine de când sunt și mamă. Diana Bart a defilat alături de Andreea, o fată care la 14 ani a aflat cum este viața în scaun cu rotile. Recunoaște că i-a luat câțiva ani să se mobilizeze și să înțeleagă că viața trebuie să meargă mai departe. Eu am avut un accident rutier în urmă cu 8 ani de zile, însă am înțeles că ambiția, voința și puterea pot face imposibilul să devină posibil, pentru că, din păcate, oricui se poate întâmpla un eveniment tragic, dar în noi stă puterea ca să ne ridicăm, să ne reinventăm și să ne continuăm viața dincolo de orice barieră. Acum este studentă la psihologie, face voluntariat și este autoarea cărții Suflet de porțelan. La fel ca ea sunt și alte femei care, de pe podium, au dat o lecție de putere,
motivație, frumusețe și curaj. Frumusețea e în noi și nu în aparențe. Nu privi scaunul pe care stă omul, dacă e cu rotile, dacă e mai înalt, dacă e mai scund. Nu, privește omul și realizările lui. Pentru că uneori oamenii aceștia pot face mult mai mult decât noi. Oricât de potrivnic ți-ar fi destinul, tu trebuie să ți-l iei în mâinile tale, să faci ceva și pentru tine și pentru alții. Dizabilitatea e o barieră, dar poate fi depășită prin dorința de a trăi frumos și demn. Acesta este mesajul pe care cele 12 modele de viață l-au transmis celor care au venit să le admire. De la sport trecem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine în studio și ne dă mai multe informații. Bună seara, Roxana! Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil până mâine dimineață la ora 6. În Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și local în Dobrogea și Banat vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La rafală se vor atinge viteze de peste 55-75 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea în întreaga țară. Mâine vom avea parte de vreme instabilă. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată și se vor situa între 22 și 29 de grade. Cerul va fi variabil cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților meridionali. Vântul va avea unele intensificări în est, sud-vest și la munte. În București, mâine dimineață vor mai fi câteva condiții de ploaie, apoi norii vor dispărea, termometrele vor indica o maximă de 28 de grade. Duminică se înseninează și se face și mai cald, se ating vreo 31 de grade la amiază, luni se încălzește și mai tare, maxima ajunge pe la 33 de grade, pe cer vor mai fi câțiva nori, iar vântul se menține activ. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Marius! Roxana, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Seara de film aduce pe micul ecran o peliculă de colecție, Misterele Bucureștilor, iar de la ora 22, Dolph Lundgren și Jean-Claude Van Damme se confruntă în Soldatul Universal, Ziua Răzbunării. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Acest program este disponibil și pe Prima Play.